Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri locali, prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 381 din 27.10.2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Târgu Trotuș pentru data de 29.10.2020, ora 16. Dau cuvântul domnului subprefect Narcis Jitaru. Mulțumesc, ne dăm oficial în vederea întâlnirii primar, doamnelor și domnilor consilieri locali, doamnă secretar al Comunei Târgu Trotuș, stimați invitați. Prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 381, din 27.10.2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Târgu Trotuș pentru data de 29.10.2020, ora 16. Întrucât din numărul total de 15 consilieri, stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225, din 14.07.2020, pentru Consiliul Local al Comunei Târgu Trotuș, au fost validate mandatele unui număr de 13 consilieri. Sunt astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire. Din numărul total de 13 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Onești, sunt prezenți un număr de 11 consilieri și absentează motivat un număr de 2. La ședința legal constituită participă primarul, a cărei alegere a fost validată, domnul Sabău Cătălin, a cărei procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu a Judecătoriei Onești. De asemenea, avem și invitați. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Târgu Trotuș și depunerea jurământului de către primarul comunei, urmare a alegerilor autorităților publice locale din 27.09.2020. În conformitate cu prevederile articolului 116 alineatul 4 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completări ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Văcaru Petre, născut la data de 14.06.1953, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnul consilier Lenghen Iulian, născut la data de 27.06.1988, și doamna și domnul consilier Cernea Andrei Mihai, născut la data de 11.08.1992, toți fiind invitați alături de mine să preia conducerea ședinței. Domnule președinte, vă rog. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi toată priceperea noastră și împreună cu colegii mei vom conduce lucrurile ședinții privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Târgu Trotuș în conformitate cu legea. Dau citirea ordinea de zi a acestei ședințe. Punctul 1. Depunerea jurământului de către consilieri locali declarați aleși, al căror mandate au fost validate de Judecătoria Onești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Târgu Trotuș. Și punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Târgu Trotuș. Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la primul punct al ordinii de zi. Depunerea jurământului de către consilieri locali aleși, al căror mandate au fost validate de Judecătoria Onești, în scopul constituirii Consiliului Local. Vă rog, doamna Negin, să prezentați încheierea pronunțată. Încheierea numărul
120. În temeiul articolului 114 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57-2019 validează mandatele candidaților Ababei Carmen, Mititelu Ionel, David Petrică, Forcoș Daniel, aleși pe lista Partidului Social Democrat. Forcoș Adrian Paul, Mititelu Liviu, Cernea Mihai Andrei, Văcaru Petrea, aleși pe lista Partidului Național Liberal. Lenghen Iulian, Sascău Paul, aleși pe lista Partidului Uniunea Salvați România. Postolache Lenuța, aleasă pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților. Ungureanu Petrea, ales pe lista Partidului Pro-România. Palău Paul Remus, ales pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România, în funcția de consilier local ai Comunei Târgul Trotu, județul Bacău. Invalidează, ca urmare a declarației de renunțare, mandatele domnilor Sabău Cătălin, Partidul Social Democrat, și Chindea Gavril, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților. Vă mulțumesc. În continuare, rog doamna secretar general să dezvăluiți aspecte legate, legale și organizatorice legate de acest punct al ordinii de zi. Conform prevederilor articolului 117.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consilierii locale ale căror mandate au fost validate depun jurământul cu formula religioasă sau fără formula religioasă la alegere. Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept. Jurământul va fi depus după următoarea procedură. Domnul președinte de vârstă, Văcaru Petrea, va invita fiecare consilier validat în ordine alfabetică. Acesta se va deplasa la locul special amenajat, unde se află un exemplar din Constituție și Biblie. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și pe Biblie, sau numai pe Constituție după caz, și va da citire jurământului, după care va semna jurământul, care este imprimat pe un formular special în două exemplare, din care unul se păstrează la dosarul de constituire, iar celălalt se înmânează consilierului. În timpul depunerii jurământului de către domnii consilieri, rog asistența să ne ridicăm în picioare. Dau cuvântul domnului președinte de vârstă pe parte. Voi invita fiecare consilier validat în ordine alfabetică pentru a depune jurământul. Prima invitată este doamna Abate Iutacă. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Târgu Trotuș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Cernea Andrei Cugăiță, PNR. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunii Târgu Trotuș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. David Petrică, PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Târgu Trotuș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Forcoș Daniel, PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea spre binele locuitorilor Comunei Târgu Trotuș. Așa să-mi ajute Bunul Dumnezeu.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Târgu Trotuș. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Târgu Trotuș. Așa să ne ajute Dumnezeu! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Târgu Trotuș. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Târgu Trotuș. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Târgu Trotuș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Târgu Trotuș. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Și lucrarul Petrea Cănel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Târgu Trotuș. Așa să mă ajute Dumnezeu! Rodnică, plină de împliniri în slujba comunității din Comuna Târgu Trotuș, care ne-a acordat întreaga încredere. Dau cuvântul domnului Narcisita Ru, subprefect al județului Bacău. Mulțumesc! Potrivit articolului 118 alineatul 1 din ordonanța de guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului local stabilit pentru Consiliul local al Comunei Târgu Trotuș. Deoarece au depus jurământul un număr de 11 consilieri, Consiliul local al Comunei Târgu Trotuș este constituit. Felicitări! În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Domnul președinte, punctul 2 pe ordinea de zi, vă rog. La punctul 2, depunerea jurământului de către primarul Comunii de Rudolici. Judecătoria Unești, secția și mine, a validat prin emiterea din data de 21.10.2020, pronunțată în dosarul 4628/27/2020, având ca obiect validarea primar alegerea domnului Sabou Cătălin în funcție de primar al Comunii Târgu Trotuș. O să citesc validarea. În numele legii dispune: admite sesizarea formulată de biroul electoral de circumscripție numărul 87 al Comunei Târgu Trotuș, județul Bacău. În baza articolului 149, alineatul 1 din ordonanța de guvern numărul 57/2019, validează mandatul pentru funcția de primar al Comunei Târgu Trotuș, județul Bacău, obținut de domnul Sabău Cătălin, candidatul formațiunii politice Partidul Social Democrat. Încheierea se comunică de îndată prefectului Bacăului și secretarului general al Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Trotuș. Domnul primar, vă invităm să depuneți jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Târgu Trotuș, așa să-mi ajute Dumnezeu. Comuna Târgu Trotuș pentru că au avut încredere în mine și vreau ca să fac tot ceea ce am promis pentru ei și în special cu ajutorul consilierilor locali, că na, toată lumea s-a săturat doar de promisiuni, eu chiar vreau să fac fapte, am demonstrat că pot să fac în viața de zi cu zi a mea. Și cred că de asta au și avut încredere în mine și nu vreau să-i dezamăgesc. Peste 4 ani, dacă voi veni în fața lor, să vin cu pieptul deschis, cu inima deschisă, să ce-am propus, că am și realizat. Nu am și un pic de emoție acum. Nu. Le mulțumesc încă o dată și sper că voi face tot ce îmi stă în putință ca să fac tot ce trebuie. Mulțumesc! Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, domnul președinte. Dau cuvântul, doamne, Elenina. Ba dacă să nu, am trecut bun. Dau cuvântul domnului Neghină, secretar general al Comunii Târgu Trotuș, pentru a aduce la cunoștința primarului Comunii Târgu Trotuș și a consilierilor care fac parte din Consiliul Local al Comunii Târgu Trotuș, prevederi legate referitoare la obligațiile aleșilor locali cu privire la depunerea declarației de avere, declarația de interese și a conflictului de interese, precum și regimul incompatibilității aleșilor locale. La cunoștință domnului primar și domnilor consilieri locali următoarele. Reglementările referitoare la obligațiile aleșilor locali cu privire la depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în conformitate cu prevederile din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, articolul 229. Declarația de interes și declarația de avere. Aleșii locale au obligația să întocmească și să depună și să actualizeze declarațiile de avere și declarații de interese în conformitate cu prevederile legii numărul 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. Legea numărul 176 din 1 septembrie 2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea legii numărul 144/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. Toate aceste obligații sunt prevăzute în extrasul pe care l-am pus la dispoziție aleșilor locale în această zi. Mulțumesc! Dar din faptul că am epuizat ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței privind cererea de constituire a Consiliului Local Târgu Totuș. Vă mulțumesc pentru participare!